Când a luat ființă crescătoria de fazan din Gherghița și care este scopul acestei crescătorii? A luat ființă la scară industrială în anii 1970-74 ca o necesitate a creșterii fazanului. Se constatase în anii anteriori o scădere a efectivelor de fazani din terenurile de vânătoare, din mediul sălbatic, și s-a vrut perpetuarea speciei, dar și ca o latură economică, având în vedere că în anii aceia a fost o adevărată politică de stat înființarea crescătoriilor de fazan și exportul de fazani, în speță în Italia. Ce specii creșteți? Fazanul comun și fazanul tenebros sunt specii de vânătoare. Simbolic, noi numim fazan de vânătoare. Mai deținem și alte specii exotice, o matcă de fazan regal, fazan auriu pe roșu, fazan auriu pe galben, fazan argintiu. Și de unde sunt aduse aceste specii? Sunt românești? Sunt importate? Fazanii de decor provin din continentul asiatic. De fapt, la origini și fazanul comun și cel tenebros își are originea tot din continentul asiatic, dar fiind rezultatul mai multor încrucișări de-a lungul timpului a mai multor subspecii. Este fazanul un animal pretențios? Fazanul este o pasăre pretențioasă de la o zi până pe la vreo 3-4 săptămâni, când îi acordăm o atenție deosebită, în sensul că în hala de creștere îi creăm condiții speciale de habitat, temperaturi în prima săptămână de 33-35 de grade Celsius. Trebuie să-i pregătim un strat de talași de rășinoase, în general coși de floarea soarelui, foarte bine bătătorit, care să îi asigure o căldură, o hrană, rețetă specială, un nutrens combinat, în care proteina brută predomină, apă, vitamine foarte multe și de asemenea, până pe la vreo 2 luni, îi respectăm protocolul de vaccinare, aplicând vreo 4 vaccinuri. Care este diferența dintre modul în care trăiesc fazanii în sălbăticie? Cu ce se hrănesc în mod natural? În mod natural preferă trupurile de pădure mici, pădurile de foioasă care sunt producătoare de semințe și fructe. Astfel, într-o pădure de cer, gârniță, cireș sălbatic cu arbori care fac fructe și semințe, fazanul identifică ușor aceste semințe, rădăcini, frunze. De asemenea, el caută diferiți viermi, șopârle, diferite rădăcini. Cum sunt îngrijiți în cadrul crescătoriei? La vârsta de 45-60 de zile sunt transferați din grădina de creștere, li se aplică vaccinul de 45 de zile. Totodată îi aplicăm și acest ochelar sau cioc celebru pentru a nu se ciuguli și a elimina pierderile. Este transferat în această volieră de stocaș, unde noi calculăm pentru fiecare fazan adus aici în medie 4-5 metri pătrați. Voliera de stocaj la acea dată este semănată cu diverse plante, culturi mozaic, îi asigurăm un mediu cât mai propice și cât mai apropiat de cel natural. Transferul fazanilor îl facem pe sexe. Când sunt puși într-un habitat comun? În sfârșitul lunii februarie pregătim boxele de reproducători. Astfel, în acea boxă, noi formăm familiile și ducem un mascul de fazan cu 6-7 găinușe. Făzănița o în perioada martie, aprilie, mai. O făzăniță matură poate depune în jur de 40 de ouă într-o crescătorie. În natură, prima pontă este de 11-13 ouă. Ar mai putea fi și a doua pontă, dar
numai dacă făzănița consideră că acolo, în terenul de vânătoare, are liniște și adăpost. Ele în mediul acesta nu sunt lăsate să clocească puii? Nu, ouăle sunt adunate, recoltate zilnic, duse către stația de incubație, puse pe site, pe rasteluri, în camera de păstrare a ouălor, sunt dezinfectate. În fiecare săptămână se constituie câte o serie de ouă, între 3.000 și 5.000 de ouă viabile, care au embrion, și urmează a fi puse la incubator. În 23-25 de zile puiul eclozează. Care sunt diferențele dintre femelele și masculi? Dimorfismul sexual la fazan este foarte pronunțat. Masculii de fazan sunt foarte viu colorați. Capul și gâtul, după cum vedem, e de un verde albăstrui cu reflexe metalice, corpul este ca o pară, pieptul plin, acoperit cu fulgi roșiatici aprins spre brun, cu tușe spre negru, pe coadă deosebim câteva dungi transversale brune cu tușe spre negru, ciocul este alungit și cu o culoare cafenie deschisă. Dimensiunea unui cocoș de fazan variază între 80 și 100-110 cm, în care numai coada tinde de la 45 către 55 de cm. Un mascul ajuns la maturitate ajunge undeva la 1,5-1,6 kg. Găinușa de fazan, femela de fazan, are o culoare brun-cafenie, ca și greutate 1 kg, 1 kg 200. Culoarea este mată, ștearsă, asta și datorită adaptării la mediul înconjurător, pentru a se putea ascunde în perioada depunerii ouălor, în perioada clocirii și a creșterii puiilor de diferiți răpitori prădători. Cam care sunt prădătorii care vizează fazanii în mediul sălbatic? În mediul sălbatic, începând de la păsări, ulii, șoimii, vulpe, pisică sălbatică, jder, specific faptul că în natură trebuie asigurată liniște, sursă de apă, sursă de hrană și adăpost. Terenul în care poate fi colonizat fazanul e cel mai propice o pădure de foioase, producătoare de fructe și semințe, brăzdate de ape curgătoare sau pe care sunt amplasate lacuri bălți, un teren nisipos, permeabil, nu suportă stratul de apă și terenul îmbibat cu apă. Cam care este media de viață a fazanilor? În captivitate, undeva la 3-5 ani. Într-o fazanerie, noi nu păstrăm fazan mai mare de un an de zile. Cum se hrănesc păsările adulte? Din moment ce au fost transferați în această volieră de stocaj, scopul nostru este să consume hrană apropiată de mediul natural. După cum am spus, în această volieră, în luna iunie, iulie, august, septembrie, există o pădure în miniatură cu alei de zbor. E adevărat, noi administrăm și 30-40 de grame de concentrat, nutreț combinat, dar căutăm, pe măsură ce cresc și intrăm în toamnă, să consume numai semințe, numai cereale și să fie cât mai ușor adaptabil mediului înconjurător în sălbăticie din moment ce au plecat în colonizare. Vânătoarea la noi în țară este legală? În ce perioadă se poate? Vânătoarea la fazan începe cu data de 1 octombrie, se termină cu data de 28 februarie. Asociațiile de vânătoare, asociațiile particulare,
În general, îi cumpără de la noi în august-septembrie pentru a se obișnui în terenul de vânătoare. Cum stăm cu fazanii sălbatici? Avem un număr suficient? Este o specie în pericol? Nu, la această dată consider că bonitatea în terenurile de vânătoare există. Fazanii sunt destul de mulți, perpetuarea speciei se face în mod regulat. Constatăm mărirea efectivelor și un interes deosebit al clienților, al proprietarilor fondurilor de vânătoare pentru această pasăre. Iubitorii de fazani pot cumpăra aceste păsări de la Gherghița în viu, atât pentru hrana proprie, cât și pentru vânătoare. În 2023, prețul fazanilor a fost cuprins între 15 lei pentru puiul de o zi și 100-110 lei pentru fazanul ajuns la vârsta de 7-8 luni. Carnea de fazan este apreciată pentru conținutul său scăzut în grăsimi și bogat în proteine, fragedă și gustoasă.